Salutare lume, un nou episod cu achizițiile din piața de vechituri. Inițial nu am vrut să merg, dar trebuie să-mi caut un trepied. Mă gândeam că voi găsi unul mai ieftin, pentru că în momentul de față am eu căzut picioarele, așa bun l-am luat și nu prea-l pot folosi. Deci ăsta e cel mai derahat trepied care l-am luat. Uitați, să ghejdină, să desface. Da, am fost și 30 de lei, ceea ce nu poți să te aștepți să fie wow la 30 de lei. Și mă gândeam că voi găsi un trepied. M-am uitat după ceva plăci de captură video ca să pot face streamurile alea mai bine. Mă gândeam că poate am noroc să găsesc. Și am mai luat una alta după buget. Începe cu ceva mai mărunt. O machetă, un Optimus Prime. Arată destul de ok. Nu știu exact de cine e făcut, că nu prea văd ce scrie aici, de Hasbro. Cel mai probabil avea și ceva remorcă aici. Acesta a fost 5 lei. Toate la masa respectivă erau la 5 lei. Erau la reducere. Așa. Mai luat un controller pentru Xbox. Prima versiune. A fost 10 lei. Ați văzut și în videoclipul cu plimbarea prin Oser. Așa. Sper să funcționeze. Nu l-am testat încă. Spus că buget mai redus. Dar totuși am reușit să pescuiesc un alta. Așa. Încă un controller. Tot 10 lei. Pentru Wii și Wii U. Trei curățat. Nu am exact cum l-am luat, l-am scos din ghiozdan, așa vi-l și arăt, tot prăfos, trebuie să-l curăț, nu l-am mai curățat. Am zis că până ce se pregătește videoclipul cu plimbarea prin Oser, până se encodează, să fac și videoclipul ăsta. Na bun, un album Panini, nu-i cea mai bună condiție. Liga 1, sezonul 2014-2015. Nu știu dacă nu mai am de asta, cred că am 2015-16, trebuie să verific. Acesta a fost 1 leu. Nu arată foarte bine, dar am pentru 1 leu. Nu l-o-i lăsa acolo. Și trec la ultimele două achiziții. Sunt două jocuri. Unul, la ăsta chiar m-am uitat și ați văzut și în videoclipul cu plimbarea prin Oser, că mi-a cerut 35 de lei pe el. Îi complet cu manual. CD-ul chiar arată foarte, foarte bine, de fapt DVD-ul, deci chiar foarte bine. Nu zgârieturi, nu nimica. Manualul în limba engleză, chiar e curios cum e. Ce joc. Și acesta, ați văzut în videoclip că avea o grămadă de jocuri, toate la 35 de lei. Watch Dogs îl am, dar nu l-am complet, îmi lipsește un CD, nu mai știu care, CD 1 sau CD 2, nici nu mai contează, acum l-am complet. Ambele jocuri au fost 40 de lei, deci 20 de lei bucata. Și faza e că în momentul în care am cumpărat jocul,
acesta. Inițial ați văzut în videoclipul cu plimbarea când mi-a cerut 35 de lei domnul respectiv, după aia a întrebat-o pe soție sa câte sunt casetele și a spus 30 și am zis dacă îmi dă cu 20, a zis că e ok, am zis că hai că mai aleg și ăsta, mi le-a dat cu 40 ambele și între timp a mai venit cineva să se uite la jocuri și la ceva joc de PlayStation 3 și a zis 30 de lei și nu vreau să-i lase la 20, deci chiar a fost ciudată faza, că eu în momentul ăla îi dădeam 40 de lei pe două jocuri și la persoana respectivă nu vreau să-i dea cu 20 de lei. Da, se întâmplă tot felul de faze de astea. Probabil trebuia să și filmez în momentul ăla, dar nu mai filmam deja. Ei bine, cam acestea au fost achizițiile. Destul de ok, mulțumit de jocurile astea două, care sunt ambele chiar complete și chiar arată foarte bine. Controlerele sper să fie ok. Cam acesta a fost videoclipul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!